Bună lume, eu sunt Feli și bine ați venit la Minecraft Captive. Am făcut un clip pe Minecraft Survivor, dar am avut ceva chestii, încă nu mi s-a înregistrat cum trebuie și nu pot să-l pun. Deci când m-am pus să-l editez, am văzut că lipsește. Mamă, și după ce m-am înregistrat am crezut că și acum este destul de târziu. Dar hai să vă fac un clip de Minecraft, că dacă n-aveți Minecraft faceți și na, până vă obișnuiți și voi. Așa că jucăm Minecraft Captive, erau mai multe hărți. Am găsit-o pe asta, prima care a fost, ca să fac și-o clipul, că na, fiind mai târziu. Și sper să vă placă. De cât am citit eu, avem anumite misiuni. Deci noi suntem într-un pătrat aici, nu pot să merg. Deci noi suntem captivi într-un bloc și vedeți chestia asta de lângă noi. Este un fel de scut de energie care nu putem să trecem și trebuie să facem anumite misiuni și când facem misiuni tot se mărește cu un bloc. Probabil o să avem toată insula asta la un moment dat și dacă dau pe escape, pe advancement, uitați, avem de făcut o grămadă de misiuni și de fiecare dată când facem misiuni, se mărește în jurul nostru cu cel puțin un bloc. Și prima misiune care avem de făcut, Taking Inventory, să mă uit în inventor, să apes pe E. Ok. Deci dacă vă uitați acum, eu am doar un singur bloc, da? Suntem într-un singur bloc și dacă mă uit pe E, ce scrie acolo jos? Cocorit has just an achievement. Înseamnă că am făcut un achievement și acum putem să mergem în două blocuri, vedeți? Acum avem spațiu mai mare. Deci noi trebuie să facem, pur și simplu, noi trebuie să facem misiuni ca să se mărească și după cum vedeți sunt chesturi aici și noi trebuie să ajungem la acele chesturi. Și ca să ajungem la acele chesturi trebuie să ne mărim până când ajungem la acele chesturi. Și văd și o găină, probabil vrem să avem și acea găină, să ne dea ouă, pene și mâncare. Haideți să vedem care e următorul advancement. F5, nu? Așa, scrie în fața asta. Următorul advancement, le facem în ordine și le facem calculați. Este Getting Wood. Atacă un copac până când ai lemn. Ok. Și se va mări cu una. Deci, nu că se mărește cu una, se mărește cu una în toate părțile. Uite găinușa asta mică. Eu am o întrebare. O să vină și zombi. Uite, un iepure maro. O, ce chetă, iepure maro! Și alte chestii. Eu sunt tare curios dacă... Uite, și trestie, flori. Nici n-am pat. Bun, hai să facem treaba. Sunt tare curios dacă o să pot să vină și zombi la mine. Uite, din partea asta. Și luăm lemnul. Așa. Ok, dăm înapoi. Așa, acum s-o mai mări cu una. Și acum avem și o vacă. Nu știu cum a apărut vaca asta aici. Să vedem ce putem să facem. Haideți să luăm tot lemnul. Să vedem care e faza. Ca să ne cadă saplinguri. Și cu acele saplinguri vom putea face... m-am uns copăcei, că sincer... Așa, ok. Și care este următorul advancement? Următorul este să facem masa, benchmarking, craft wood în benchmarking, să facem o masă. Ok, atunci folosesc din astea din lemn, le folosesc pe toate că nu știu exact ce ne pune să facem. Și facem o masă. Și avem un advancement, s-o mai mări cu una. Hai că o pun, uite aici, așa. Următorul advancement care este? Stai, nu aici. Options. Următorul advancement, hai să dau dificultatea totuși easy. Să fie ușor. Următorul advancement care este, trebuie să facem un târnăcop ca să minăm, da. O sabie și o... Cred că este... Nu sunt sigur, dar cred că asta este sapă. Hai să facem, deci un târnăcop. Deci un târnăcop, da. Ok. Mai trebuie chestii din astea. Punem târnăcopul aici. Hai luăm pe toate astea. O sabie. Da, s-a mai mărit cu una. Și să o punem aici. Și o din asta, o sapă din asta. Ok. Luăm toate lucrurile. Ok. Și acum s-a mărit mult. Vedeți cât de mult s-a mărit? Și acum noi avem și chestul. O să vedem ce este în acest chest. Hai puțin, am un advancement cu chestul? De tot aici dau advancement. Nu văd să am un advancement cu chest. Deci înseamnă că eu pot să deschid chesturile. Presupun că chestul ăsta pot să-l deschid. Ce este în acest chest? Este mâncare, mă gândeam eu cum supraviețuiesc. Și ne dă ca să facem rabbits, iepure. Și asta, noi trebuie să facem și de mâncare. Să nu sar. Oh, uite, de mi-a dat un copăcel. Haideți să luăm toate chestiile astea. De fapt, nu iau. Am un advancement aici ca să facem grădină. Să facem pâine direct. Asta să facem grâu. Prima oară trebuie să caut, harvest some letter. Dar nu vreau să bat vaca. Ce chestia asta? Golden apple. Ok, haideți să luăm toate chestiile astea, să ne dea niște semințe. Pentru că, cu siguranță... ce puține semințe îmi dau. Uite, am și găini. Am două găini. Bă, Păi nu! Nu-ți dau nicio sămânță, că n-am puține și-mi trebuie. Pleacă de aici. Pleacă. Pleacă, iau cu mâna goală, că și-o să vină după mine găinile. Găinile astea pot să iasă afară? Pleacă puțin, văcuță, scuză-mă. Așa, am două semințe, cu ăla trebuie să fac. Și uite acolo apă, cred că acolo trebuie să ajung, sau să fac o găleată. Ok, ciudat este că nu plica niciun sapling, vai de mine. Ia stai puțin. Deci dacă nu cade un sapling... A, uite, am un sapling. Mă trebuie mai mulți. Dacă nu cade niciun sapling, vai de mine. E ceva sus acolo. Mamă, ce mare clădire. Mai e un sapling? Am unul. Am doi, perfect. Păi, haide să pun aici unul. Da. Și să pun unul aici. Da. Și aici o să crească doi copaci. Ok, și acum, care este următorul advancement? Advancement este... aici avem cu sabia atac monster, atac and destroy monster. Să atacăm și să distrugem un monstru. Asta va fi greu. Ok, asta că facem. După aceea sniper duel requires monster hunter. Deci trebuie să ne facem un arc. Asta cu văcuța nu vreau să o mor deocamdată. Deși aș putea să o mor. Ia vină tu încoace. Poate trebuie să facem misiunea. Ia vină încoace. Încoace. Nici tu nu poți să pleci de aici. Mi-a dat piele, se pare că trebuia să fac misiunea asta, așa m-au dat un porcușor. Ok, și am mai mărit misiunea asta așa. S-a mai mărit misiunea, s-a mai mărit zona, mamă și plouă, ce nu-mi place când plouă. Options, advancement. Și am avut asta cu pielea, ne putem face When fish fly, fly a pig off a cliff. Nu știu care e faza asta. Nu știu ce înseamnă chestia asta. Fly a pig off a cliff, trebuie să dau cumva. A, și ce trebuie să fac? Trebuie să fac aici o groapă până jos și să-l împing pe ăsta acolo în ea ca să cadă. Ok, cred că asta pot să o fac. Și în afară de asta mai trebuie să facem la advancements să breed two cows with a hit, să fac două oițe să le briduiesc. Ok, și aici trebuie să facem târnăcopul de piatră. Ok, pe haideți să luăm atunci cu noi asta. Să dureze puțin. Și ce e acolo așa strălucitor acolo? Bun, haideți să mergem în... Asta nu a crescut totul. Haideți să... Unde mi-i porcul? Acolo, nu vreau să-l bat. Am o misiune cu porcul. Haide, la un am lopată. Stai că nu m-am făcut o lopată. O lopată. Nici nu prea stau bine cu lemnul. Dar am piele, ia să pun. Ia stai puțin. Vreau să pun pielea. Am pus aici un lemn. Cine m-a pus să pun aici un lemn? După ux mai sunt și eu. Dăm lemnul, te rog frumos, trebuie să crească copaci. Ok, plouă și nu-mi place plouă. Trebuie să fac nani, de ce fac nani, nu știu. Pun pielea aici și carnea, că n-am cum să mănânc crudă și semințe, nu vreau să le pierd. Și luăm asta cu noi și mergem jos. Se pare că acele găinușe nu pot să vină la noi, deci mă gândesc că nici noi nu putem să... Ok, hai să sap aici. Cred că aici așa. Blocul ăsta ce că nu trebuie să-l distrug. Am să sap un așa în jos. Pentru că nu cred că o să ne... Oh, piatră deja, super. Trebuie 3, 2, 1, 2, 3 și mai facem un advancement. Ok, advancement următor este să ne facem, mamă, o să-mi trebuiască multă, eu așa, că poate mai trebuie chestiile astea, o să mai trebuiască mult lemn. Ok, am făcut un advancement. Care este următorul? Astea le-au cu mâna deoarece n-am topor deocamdată. Ok, cred că trebuie să sap și în astea două. N-am vrut să sap așa că n-am vrut să-mi stric lopata. Dar ok. Următorul advancement care... tot la options. Următorul advancement este... Etă norci apă. Să mănânc cu măr... uite-te aici. Să fac hot topi. Să construct a furnace. Asta e ușor. Să fac așa. Ca pe una să ne urcăm înapoi și alta să o lăsăm pentru porcușor ca să cadă. Aici cred că trebuie să dau cu... Nu, tot așa cu drănăcopul. Când avem... De stai, câtă piatră am? 8. Piatră pot să iau oricând. Fac așa câte două în caz este ceva jos, să văd în ce parte este. Haideți să facem următorul lucru, care este să facem un cuptor. Facem cuptorul. Așa. Perfect. Și mai ne-a dat ceva. Cred că ne-a mai dat. Acum avem spațiu foarte mare, dar trebuie să mergem sus. Dar vreau să fac să merg puțin jos. Vreau să găsesc fier sau ceva, nu? Vreau să le fac în ordine. Deci, la advancement am făcut asta. Următorul lucru este să găsim smelt an iron ingot și deci, să prind un pește. Ok, trebuie să ne apropiem de apă. Ok. Cam asta înțeleg. Ok, după aceea urmează diamante și alte lucruri. Dar în partea cealaltă Asta wheat-ul, breed two cows, ok, trebuie să fac wheat. Și aici wheat, sugar, milk and eggs. Cred că reușesc cu toate. Să fac pâine, ok, reușim cu toate chestiile astea. Deși partea de jos să mă mai trag pe părțile astea, deoarece celelalte cam mă descurc. Dacă numai astea sunt, ne descurcăm destul de repede. Mamă, cum se aude când plouă! Nu știu cum auziți voi, dar aud bine. Să nu mă grăbesc, să nu mi se strice nici asta. Cu lemnul nu prea stau bine, sper să crească acei copăcei. Nu știu în cât timp crește un copac, dar deja aud chicoteli. Deci ne apropiem de o mină sau ceva. Facem așa. În caz de este ceva jos, sigur trebuie să mergem în jos. Opa, opa, opa. Eu uite știu ce acolo. Un... ok, ia facem felul următor acum. Ok, și acolo jos este un explodilă. Scuze-mă. Trebuie să-l bat. Cu sabia asta-l bat. Opa, opa. Mai puțin. Vreau dacă pot să-l bat eu. Mamă, cât sunt! Mamă, cât sunt! A, bine că a explodat. Mamă, cât sunt! Explodează, explodează, așa, explodează, se bați pe toți, bun. M-am surcat bine, am luat și... mai luat și câteva resurse, am explodat și zona asta. E bine, e cam întuneric aici. Mi-e și foame, asta e rău. Opa, merge așa, ok, am și un... ok, să vedem ce mai trebuie să facem de la advancement. Și am făcut chestia asta, am și asta, înseamnă că am arc? N-am arc. Bun, haideți să luăm cărbune. Cărbune chiar ne trebuie, cu siguranță. Să fac și câteva torțe. Că mi se pare că dacă întuneric vin monștri. Nu prea stau bine cu lemnul, dar câteva torțe trebuie să fac. Poate le iau de aici după. Hai să punem o torță aici. Și eu de aici am venit. Bun. Văd mulți din ăștia așa, dar nu vreau să-i bat. Poate la un moment dat este o misiune, habar n-am. Este o misiune în care pur și simplu trebuie să batem lilieci. Așa că nu vreau să fac nimic. Eu trebuie să găsesc pe aici pe undeva de ferat fier. Nu știu dacă să sap în jos sau în partea asta. În partea asta nu mai pot. Ia să săpăm pe aici puțin în jos. Trebuie să găsim fier. Încă n-am ajuns. Oricum, având în vedere... uite, fier. Am găsit deja fier. Genial. Genial. Aud zombie din nou. Nu vreau să mă duc mai departe, că deja am făcut prea multe misiuni. Aș vrea să pun aici o torță. Așa. Și să punem cuptorul aici așa. Și să punem fier la făcut. Ok. Se face misiunea. În timp ce noi mai luăm, trebuie să mă duc la suprafață când trebuie lemn. Uite, aud paian și alte chestii. Înseamnă că trebuie să mergem mai jos. Dar nu vreau să mă duc acum mai jos. Dă-mi acolo treabă. Nu vreau să mă duc acum. Luăm fier ca să ne facem toate scurile de fier. Fierul e bun. Mi se termină târnăcopul. Bine, mai am unul. Dar nu e așa bun. E din piatră. Asta e tot fierul. Asta e tot fierul, ceea ce e ok. Gata, am făcut un achievement, advancement sau cum se cheamă. Mi-a crescut încă o dată board-ul. Deci, am făcut chestia asta cu fierul. Travel by Minecraft at least 1 km from where you start. Cum fac asta? Nu știu cum îl fac pe ăsta. Trebuie să găsesc diamant după. Să-ți fac enchant-uri, foarte fain. Dar faza este că chestiile astea le... adică wheat-ul și alte le găsesc destul de repede. Adică, uite, arcul, nu l-am făcut cu arcul, ok. Haideți să le fac pe toate astea aici, așa. Luăm asta, să vedem câte putem să facem. Cât fier putem să facem. Aici aș mai prefera să... aș prefera totuși să-mi consum asta de lemn. Dacă este ceva, știți? Asta duce cu lopata mai bine? Nu. Audă monștri. Și mi-e frică să mă duc la ea, așa că mă duc așa. Tip ce aia se face. Ați e pământ? Nu. Vreau să văd ce este jos, dar în același timp nu vreau să mă duc decât dacă... oh, am găsit și aur. Nu am o misiune cu aur. Am o misiune cu mărul de aur. Ok, atunci haideți să luăm. Nu știu dacă ăsta trebuie să le cu piatra. Hai să vedem, nu știu exact. Hai să vedem. Mie mi se pare că aud o vrăjitoare. A, mărul s-a stricat, trebuie să le iau cu fierul. Ah, că, dar vezi dacă nu știu Minecraft-ul. Haideți să ne facem o din asta de fier, că sigur o să-mi trebuiască. Ok, iau și furnace-ul. Luăm și furnace-ul. Dăm-l înapoi. Și aici ne vom face un târnocop de fier, că este super util. Cu câte bucăți avem și noi de Foarte puține bucăți de băți. Foarte puține. Ok, facem turnul cu mai calitativ. Și luăm toate lucrurile cu noi și vom merge imediat sus să vedem cât a crescut borderul, că nu cred că mai putem să facem mare lucru aici. Dar vreau să iau fierul, fierul, aurul, chiar vreau să iau aurul. Aurul consider important. Așa. Ok, aici trebuie să săpăm. Ok, ok, acum aș putea să-l iau. Eu n-aș știu că nu pot să-l iau decât cu fierul. Vedeți, n-am așa multă experiență în Minecraft momentan, dar ne surcăm noi. Oricum vreau să văd cât ne surcăm cu această mapă. Este așa, un mini joculeț. Aici nu mai pot, sigur e mai jos, nu vreau să mai merg. Văd care este faza, merge altă dată, haideți să urcăm acum. Ce am aici, diorite, hai să folosesc, nu piată poate mai trebuie. Pământ am, hai să folosesc pământul aici. Una aici, așa, și mergem, încercăm să mergem la suprafață. Opa, pe unde am venit? Pe aici am venit, a? Așa, una aici. Și una aici. Așa, și una aici. Și încercăm să plecăm. Eu am venit pe aici și aici trebuie să împing și porcușorul după. Aici avem niște apă, ceea ce cred că e bine. Hai să dărâmăm chestiile astea. Voi folosi cealaltă târnăcop ca să nu stric pe asta de fier. Ok, deci noi am venit pe două din astea. Am înțeles. Atunci pe asta de aici am să urc. Pe asta am să urc. Da, nu? Așa. Și pe cealaltă am să împing... Oh, nu, stai puțin. Da. Să-mi pun porcușorul... Porcușorul trebuie să pățească ceva, cred. Și atunci am să îl dau... Dacă sunt 21 de blocuri, trebuie să și măsor. El trebuie să cadă, porcușorul trebuie să cadă. Ia să încerc ceva. Spun asta așa aici, da? Și pe aici noi să urcăm. Și de aici... Porcușorul trebuie să cadă 21 de blocuri ca să pățească ceva. Știți? Și nu știu exact la ce nivel sunt în față de suprafață. Dacă cade în apă nu pățește nimic. Ia să încerc să pun aici un bloc. Așa. Bun, să numărăm 1, 2, 3, 4, 5 până la nivelul ăla. Ok, 5. Bun. Poate nu înțelegeți ce fac, dar vă spun 100% că așa trebuie. Ok, 5. Și acum noi mergem pe aici, așa trebuie să le distrug. 5. Și să vedem dacă mă ajunge. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Perfect. El trebuie să... Porcușorul trebuie să... Unde e porcușorul? Am două văcuțe. Perfect. Porcușorul trebuie să scadă minim 20. Că puteați ceva. Și avem aici un advancement. Oh, ok, un advancement. Era la porcușor, nu știu. Uite asta. Fly a pig off a cliff. Și cred că siguranță trebuie să-l împing. Vino încoace. Trebuie să-l împing pe porcușor în groapa aia de acolo și o să meargă advancement-ul. Du-te. Du-te caz acolo. Scuză-mă, dar nu vreau neapărat să cazi, dar trebuie. Ah. Dacă... Ai de mine, acum cum te conving să urci? Te rog frumos, du-te. Stai, mi-a apărut ceva aici. Mai am un chest. O ață și un cartof. Fratele meu, asta e că eu pot să fac mâncare. În cuptor, unde mi este cuptorul? Trebuie să-mi iau cărbune de acolo. Ce am luat tata, nu mata cărbune? Ok, cine m-a pus să iau numata cărbune? Habar n-am. Să luăm niște mâncare. Hai luăm pe astea, că sunt 5. Și punem... punem un cărbune și punem mâncare. Bun, acum facem niște mâncare. Nu, nu, Găinușă, pleacă de acolo frumos. Ia vină încoace cu semințe. Găinușa n-are voie să cadă acolo. Că o să moară găinușa. Așa, veniți aici, veniți. 3 găinuși, a? Porcușorul a ieșit, perfect. Porcușorul trebuie să-l împing jos, 100%. Dacă reușesc. Așa, și acum să-l împing jos. Se face advancement-ul ăsta? S-a făcut. Și-o poziți ceva și porcușorul. Adică zice aici advancement, zice fly a pig off a cliff. Nu spune că trebuie să-l duc până acolo sus. Mamă, și trebuie să-l duc până acolo sus. Bun, hai să mergem până jos, deși este o grămadă de mers. Vă folosi asta de piatră, deoarece aia de fier este mai valoroasă. Ca să vedem ce ne-a dat porcușorul. Puțină experiență, puțină mâncare. Trebuie să mergem după aceea să urcăm înapoi sus. Eu nu știu ce anume mai putem să facem în momentul de față. Oricum, sfaturile voastre vor fi super binevenite. Dacă merg mai jos, adică nu știu ce să fac ca să mai măresc suprafața. Da. Au, o s-o durut. Opa. Deci ăștia mă disperă. Hai mai luăm câteva cărbune dacă tot am venit. Cărbune chiar îmi trebuie. Chiar ne... Opa. Opa, opa, opa. Opa, o să mă moară ăștia. Opa. Opa. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. La limite, fratele meu. La limite, ia uitați cum stau cu viața, fratele meu. Ce să mai iau cărbune? Bine că am supraviețuit, mamă, ce înseamnă să fii gamer. La limite am supraviețuit, fratele meu. Am crezut că mă moară. Dar pământ n-am să pun. Nu prea am pământ. M-am murit și porcul. Mai vreau altul. Ok, mâncarea mea unde este? Porcușor nu mai am. Fac eu rost 5 din astea, ok. Acum nu să fac și astea. Nu. Să mâncăm puțină mâncare. A, ce bine. Și acum, trebuie să merg singurul lucru care trebuie să-l fac. Deci văd aici am 3 golden nuggets. Ok, ce mă deranjează pe mine este că nu mi s-a făcut copacii. Spre aproape. Asta, măcar mai am mai multă iarbă, ceea ce e super. Uite și un ou. Voi lua toată iarba. Așa. Așa. Cred că e posibil să iau și pământul. Să fac un nivel mai jos. Da, o să facem un nivel mai jos. Mamă, ce fain este. Îmi place foarte mult ideea asta de joc. Asta e ou, pot să le iau asta? E ou meu, da. Avem câteva ouă. Nouă ne mai trebuie grâu și zahăr. Mamă, aici nu vin torțe. Nu trebuie să pun torțe, nu? Mi-e teamă să nu vină aici zombie. Ok, avem aici un copac aici. Și un copac. Unde e celălalt copac? La mine buzunar. Ok. Hai să punem un copac aici, așa. Și uite așa aici. Sperăm că o să crească. Sperăm că o să crească acest copac, că mă bazez pe el. Asta nu pot să iau, că e în partea asta. Perfect. Eu trebuie să mai măresc asta puțin. Și nu știu exact cum. N-am cum să pun... Aș putea să-mi fac... o găleată din fierul care l-am. Și să-mi fac aici grâu. Dar e acolo apă. Vedeți? Și dacă ar mai face două din astea, aș avea apă de acolo. N-ar trebui să mai pun din apa mea. Dar cred că trebuie să-mi fac o găleată și este apă jos. Înseamnă că iau apa de jos. Bun, hai să facem o găleată. Hai de mine. Ce nebunie. Dacă toți sunt aici și nu mai am ce să fac, voi pune fierul la făcut. Da? Și voi face o găleată. A, vine ziua, poate să crească copacii. Voi face o găleată. Și n-am ce să fac decât să merg. Oricum îmi trebuie vreo două găleți, deci e super faza. Stai puțin, ce s-a întâmplat? Iron nuggets, nu fratele meu, găleată. Am făcut iron nuggets, ok. Am două chesturi. Nu știu în care să pun. A, uite, mai pot să fac și iron, mai aveam iron aici. Ce repede se face fierul. Face repede fierul. Ia să încercăm să facem și partea asta. Ok, asta s-a făcut aici. Punem aici. Punem aici lucrurile care nu vrem să le pierdem. Tenocopul ăsta nu cred că o să mai folosesc. Eu o să-l pun aici. Mâncare. Avem numai 4 de mâncare, dar să putea să ne ajungă. Semințele, oasele, torțele mai trebuiesc. Fratele meu, n-am lemn! Mă bazez foarte mult pe acest copaș că o să crească. Bun, hai să mergem în mină. Mâncăm puțin. Mergem în mină și vedem care e faza. Am aici găini, aș putea să... Dar nu, la advancement nu mai am alte chestii de făcut. Adică am asta cu porcușorii. Fly a pig off a cliff. Cred că trebuie să-l duc sus aici. Mamă, câtă pietre o să-mi trebuiască să mă duc acolo sus. Și să duc ăsta. În afară de asta, ce mai avem? Breed two cows with a wheat. Asta e destul de ușor. Nu o să fac niște wheat. Aici să fac un din asta. Asta pot să fac. Cred că am tot ce-mi trebuie. Wheat. Fac ușor. Sugar. Găsesc din trestie. Lapte și eggs. Ok, asta reușesc. Și o pâine. Pâinea asta iar o să fac ușor. Aș putea să iau, uite aici, să-mi fac cu găleata, să-mi fac aici o grădinuță mică. Cred că asta am să și fac. Nu am ce să fac altceva. Facem o grădină. Opa, facem o grădină. Ia acolo un schelet jos, batem, luăm apă. Va trebui să facem două ture de apă, cred. Și vom merge jos, vom bate scheletul. Sper să fie doar unul. Și vom lua apă, vom urca înapoi sus, că n-avem ce să facem. Și după ne vom face grădina. Doar că sper să fie doar un schelete. Hai să pun aici o piatră, în caz de trebuie să mă întorc repede. E doar unul. E un explodil acolo. Dar ce, fraților, veniți ca în... Scuze-mă. Scheletele unul unde-i? Unde-i scheletul? Na, haide să iau cu găleata apa. Ok. Și din cauza luminii tot apar ei. Din cauza că este întuneric, mai multă lumină. O, fier aici. E acolo un explodilă și poate trebuie să-l bat. Sunt vreo 3. Opa, opa. Oh my god, ce m-a tras unul. Asta aici e cam întuneric, aici apărez voi. Na, uite lumina. Văd că acești explodilă nu-mi dau oase. Ok, cred că aceste oase au rămas de la schelet. Deci am să las asta atunci așa. Iau fierul de aici, că mi se pare valoros. Așa să trec. Oh, oh, de mine. Uite, uite, mergi. Ok, haideți să luăm prima dată ăsta, cărbunele. Că nu prea stăm bine cu cărbunele. Și desigur îl voi lua până mi se va strica asta de fier. Deoarece chiar nu vrem să... Asta pot să le iau de aici, nu pot. Asta pot să le iau, da, asta pot să le iau. Ok, avem destul cărbune, avem 4 bucăți. Nu-i chiar destul, dar e bun. Și acum vom lua fierul. Avem fier și aici, îl căutam în altă parte. Nu l-am văzut înainte. Chiar nu l-am văzut. Ok. Și acum că avem apa, noi... Mai aud zombie. Cred că dacă merg mai jos mai sunt zombie. E foarte faină ideea asta de joc. Ar trebui cumva să fac cu lopata, acum că am chinui cu târnăcopul. N-am pământ, nu prea am pământ. 26. Bun. Mergem la suprafață și ne facem grâu. Ne facem grâu, ne facem o grădină mică și s-ar putea să fie fain. S-ar putea să mai coborâm o dată. Dar asta este jocul, Minecraft Captive și e foarte, foarte interesant. Sigur dacă reușim să-l terminăm. Ok. Hai să facem grădina aici. Destul de simplu. Îmi fac grădina aici. Ok. Și aici punem o bucățică de pământ. Așa. Și aici vom face niște grâu. Câte semințe avem de grâu? E foarte important să știm câte semințe de grâu avem. 8. Hai să facem ceva 4-4. 1, 2, 3, 4. Am făcut de 5. Ei, ok. Ok, dăm drumul la asta. Ok, sper să le ud de pe toate. Luăm chestia asta. Și facem așa. Ok, și facem și așa. Și așa. Asta va fi grădina noastră. Și punem semințele pe care le avem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa. Și acum... Ce veniți voi foamea în vacanță? Eu nu înțeleg de ce nu mi-au crescut copacii. În cât timp cresc copacii? Mamă, stăm după copaci. Mi s-a făcut aici aurul. Ok. Mă pare să face deodată. Cât aur avem? Parcă avem... Opa. Noi ne putem face un măr de aur când face rost de măr. Uite aici. Ou. Două găini afară. Stai, câte? Numai 4 avem. Da. Hai punem și fierul ăsta. Avem mult fier. Cu fierul o ducem bine. Nu pot zic că nu o ducem bine cu acest fier. O ducem bine, am și o goleată. Asta aici niște văcuțe care sunt super cute. Întrebarea mea este... Porcul mi-a dispărut. Sper să mai apară. Văcuțele astea nu am să le bat. Deci sper să mă apară porcul, că altfel înseamnă că nu mai pot să fac misiunea cu porcul. Ar fi chiar deranjantă situație. Asta pot să le iau. Asta pot să le iau, dar nu mi-a dat nimic. Prima așa puțin pe bară să vedem. Uite, mai sunt câteva semințe. Poate ne mai dă ceva. O le-am să le păstrez. O le-am să le pun... Trebuie să facem și ordine în chesturi, dar avem nevoie de cât mai mult. Avem nevoie de cât mai mult. Opa, să nu cazi acolo. Bă, pleacă de aici. Pleacă de aici. Stai puțin. Să nu cazi acolo. Că văd că porcușor nu mai mi l-a dat. Că s-ar putea să-mi dea numai 1. Uite ce am o floare. Nu știu ce fac cu ea. Tu ce vii după mine? Mă plimb așa pe margine, poate mai găsim ceva. Chestia asta pot să iau, nu mai dă semințe. Na, și noi, în momentul de față, după cum văd eu situația, nu putem să facem absolut nimic. Doar, stai să mănânc ceva că mai pot de foame. Ce mai putem să facem noi este, mă gândesc, oricum trebuie să așteptăm ca să crească copăcei, că dacă nu sunt copăcei nu putem să facem nimic. Trebuie să ajungem acolo sus. Mamă, dar ce mare chestia aia. Văd că-s două chestii. Și jos mai sunt zombi. Și dacă mergem acolo jos unde sunt zombi sau ce se aude, e posibil să avem ce, uite, grâu crește. Și cu acest grâu putem să facem, la advancement, putem să facem chestia asta, Breed two cows. Pentru aia îmi trebuie doar două bucăți. Și ne mai mărește cu una. Și înseamnă că o să mai avem. Așa, ni se mai mărește cu una pe aici. Așa. Și încă cu una. Tot n-ajung la sugar cane. Tot n-ajung la zahărul ăla. Dar departe ești. Bun, și pe lângă asta, la advancement, presupun că mai putem să facem și pâinea. Ni se mai mărește cu una. Ok, și atunci avem o grămadă. Asta, kill a skeleton with an arrow from more than 50 meters. Mamă, și cum să omor scheletul de la 50 de metri? Cred că singura metodă e numai dacă fac cumva scheletul să stea aici așa și o să trag în jos. Și trebuie să-l și omor. Asta e greu. Asta e greu, e greu, e greu. Eat an orange apple, overpowered. Bă, asta pare și enchantat, nu pare doar așa de aur. Aici Delicious fish, catch and cook a fish. Cred că trebuie să-mi fac undiță când ajung aici să pescuiesc. Dar nu, stai puțin, nu trebuie să fac o undiță. Eu pot să pescuiesc și în apa asta mea. Cred că doar trebuie să-mi fac o undiță și trebuie să găsesc paianjeni. Păianjeni, ok, asta înțeleg. Înțeleg, advancement. Și de aici, travel by Minecraft at least 1 km from where you stand. Asta nu înțeleg, să merg un kilometru? Asta nu înțeleg. Să găsesc diamante, asta o înțeleg, găsesc diamante. Ok, diamonds, asta de găsesc cu diamante. Să fac enchantable, asta înțeleg. Să fac o sabie, înțeleg. Librăria, o înțeleg, cu piele și cu asta o pot să fac. Aici ce mai avem, ce mai avem pe aici, ce mai avem pe aici. Asta pare a fi obsidian. Așa, return to slender, requires you need help to deeper. Ok, iar ceva. Blaze rod, asta e nebunie tare. Chestii de diamant, să găsesc un din ăsta și creierul ăsta, ce-o fi. Bun, ok, pot să spun că jocul este de-a dreptul absurd de greu. Dar cred că foarte multe lucruri o să le facem când vom ajunge acolo sus. Ce vreau să fac este să îmi crească odată copaci ăștia, ca să am mai mult lemn, că sincer să fiu foame în vacanță fără lemn. Și să crească și grâu și putem să mai facem. Oricum, nu este foarte greu, adică după părerea mea, singurul lucru care mi se par grele sunt să aștepți, Că restul ne însură că dacă n-ar trebui să aștept, efectiv este un locul așteptării. Dacă n-ar trebui să aștept până crește copacul, presupun că nu i-am pus, eu cred că i-am pus bine, că tu și o distanță, nu? Adică, e prea aproape copacii? Dă încă dacă e prea aproape, uite, te pun, uite aici. Dacă ești prea aproape, te pun, uite aici, așa. Uite aici te pun, știi? Nu, presupun că e o distanță destul de bine, măcar asta să crească, presupun că nu-i trebuie altceva. Și stau să crească grâul, stau să crească copacii. În afară de asta, că stau să crească, e totul super, super ok. Adică când mă pune să explorez sau alte lucruri, e fain. Acum sunt câteva și trucuri. De exemplu, trebuie să... Uite, încă un chest. Mamă, să ajung și acolo. Uite un chest. Mai e un chest acolo. Trebuie să ajungem chiar acolo. Nebunia totală. Au și un chest și aici. Poate ne dă diamante în chest. Da, e destul de dificil jocul, da, mie îmi place foarte mult să avem și puțin challenge. Data viitoare vom încerca să explorăm, desigur, suprafața dacă se poate. Cred că dacă adun multe resurse pot să ajung la suprafață, să-mi fac niște scări și de sub. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe, scrieți în comentarii ce vreți voi și sfaturi la Minecraft Captive, dar sfaturi cu ce să fac acum, nu sfaturi cu ce să fac peste 7 episoade. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa!